Bun găsit, da. Problema a început odată cu războiul din Ucraina, atunci când vecinii noștri și-au închis toate porturile maritime, iar operațiunile de import și export naval se desfășoară în acest moment doar pe porturile fluviale Ismail și Ren. Așadar, foarte multe nave ajung în rada portului Sulina și așteaptă să ajungă în aceste două porturi ucrainiene. Autoritățile române spun că aproximativ 80% dintre navele care ajung în portul Sulina sunt cu destinație către aceste porturi ucrainene, celelalte 20% vin către Galați sau către Brăila. În aceste condiții este obligatoriu ca autoritățile din Ucraina să prioritizeze aceste nave și să fie ei cei care precizează care nave intră, trec de portul Sulina și vin către porturile lor. Mai trebuie precizat că niciunul din cele două porturi, nici Ismail, nici Ren, nu sunt foarte bine pregătite pentru a prelua fluxul mare de nave, au fiecare câte două dane și ca să vă faceți o idee, pentru a încărca o navă cu cereale din Ucraina ca apoi aceasta să plece înapoi pe mare, are nevoie de două zile și jumătate acolo în portul Ren. Iată așadar de ce se produce acest blocaj, de ce navele sunt obligate să aștepte atât de mult. Așteptăm și noi decizia autorităților din România împreună cu cele din Ucraina și Republica Moldova. La această oră se întâmplă această întâlnire și abia după ora 15 vom afla ce soluții au fost găsite.